Echipa ISU Timiș a obținut premiul întâi la competiția de mini-fotbal organizată de Penitenciarul Timișoara. Penitenciarul Timișoara a organizat o competiție interinstituțională de mini-fotbal cu ocazia Zilei Personalului din Sistemul Administrației Penitenciare, sărbătorită anual de Hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Suntem mândri să anunțăm că echipa noastră de fotbal a obținut premiul întâi la această competiție. Colegii noștri nu doar că excelează în misiunile de salvare, dar demonstrează și un spirit de echipă extraordinar pe terenul de fotbal și deși ne place munca noastră, am dovedit că suntem campioni și la capitolul veselie și sport. Felicitări tuturor jucătorilor pentru determinare, talent și efortul depus. Felicitări organizatorilor pentru acest eveniment minunat și pentru ocazia de a ne întrece în spirit sportiv alături de colegii noștri din alte structuri. La mulți ani, penitenciarul Timișoara transmit reprezentanții Isu Timiș.